Bătălia pare a se da într-un final între Joe Biden, actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, și Donald Trump. Cel puțin asta o arată și sondajele făcute în această perioadă. Domnule Dungaciu, de ce va depinde victoria lui Joe Biden? Sau mai degrabă spus, are Donald Trump șanse reale să revină la Casa Albă? Are, indiscutabil, dacă ne uităm pe sondaje, este limpede că nimeni nu poate spune în acest moment cine va fi președintele Statelor Unite, dar nici nu poate spune cert cine nu va fi președintele Statelor Unite. Deci, cei doi candidați au șanse reale. Sondajele ne arată de ceva vreme, în mod constant, că domnul Trump este înaintea domnului Biden, cu inclusiv în statele cheie. Ați întrebat ce anume va decide multe lucruri, probabil multe și mărunte, inclusiv această prezență la libertarieni, faptul că s-a dus Donald Trump și că a fost acceptat, e deja un lucru important. Candidatul libertarian în 2016 a câștigat 3% din voturi. Deci fiecare încearcă să obțină bucăți de voturi de la electorate diferite. Aici va fi bătălia majoră, pentru că, în esență, cei care sunt cu Trump vor fi cu Trump. Cei care sunt cu Biden vor rămâne cu Biden. Mai degrabă, cei care sunt anti-Trump vor rămâne cu Biden. Pentru că opțiunea pro-Biden nu e atât de puternică pe cum opțiunea anti-Trump. Asta este votul democrat în acest moment. Domnul Biden, din păcate, pentru domnia sa, este mai puțin simpatizant în anumite locuri, chiar cât partidul său. Există state în care guvernatorul sau senatorii democrați câștigă, dar domnul Biden are scor mai puțin. Deci are o problemă și inclusiv să se ridice la nivelul partidului domniei sale, dar democrații speră că atunci când se apropie alegerile și polarizarea va fi maximă, cei care nu sunt cu Trump vor fi cu domnul Biden pentru că nu vor avea altă opțiune. De aici bătălia pentru al treilea candidat în Statele Unite, care de data asta e foarte interesantă, l-ați pomenit pe domnul Kennedy, cel care candidează. Nu e foarte limpede, cum bine s-a spus și în reportaj, de unde își extrage voturile, dar este cert că predispoziția e de la democrați, pentru că domnul Kennedy înseamnă pentru democrați și pentru politica americană în general, pentru Partidul Democrat înseamnă ceva, numele domniei sale. Există și un potențial de atragerea voturilor și de la republicani, dar mai îngrijorați în acest moment sunt democrații, pentru că orice vot contează. Domnul Trump crește în sondaje, de pildă, a populației de culoare, crește în sondaje la hispanici, crește în sondaje chiar și în soțiile din suburbii, o categorie de populație care nu l-a votat decât foarte puțin pe Donald Trump. Prima declarație a domnului Trump în 2016, când a ajuns la putere, a fost așa: mulțumesc populației afroamericane că nu s-a prezentat la vot. Neprezentarea la vot a populației afroamericane i-a dat câștig de cauză candidatul republican. Afroamericanii nu votau republicani, dar n-au putut să voteze nici pe Hillary Clinton. Deci nu s-au dus la vot. Dar asta i-a permis lui Trump să câștige. În acest moment, dacă el reușește să adaugă 7%, 8% din votul afroamericanilor de partea lui, atunci jocurile pot să fie făcute. Deci totul se va juca aici pe categorii de populație în care Donald Trump vrea să culeagă de unde n-a cules la alegerile anterioare. Afroamericani mai mult, hispanici mai mult, inclusiv New Jersey, inclusiv statul New York, în care acum 4 ani aveau 10% vot, acum are spre 40% vot. Deci din aceste tipuri de electorate pe care nu le-a accesat niciodată, Donald Trump începe să crească, să crească, să crească, să crească. Puneți în discuție, nu știm care va fi efectul, dar va fi cu siguranță procesul în care se află Donald Trump în acest moment și care va intra în faza deliberărilor săptămâna viitoare, deci vom avea un rezultat. Dacă Donald Trump nu pierde acest proces, nu văd ce ar mai putea face democrații în mod concret pentru a-l opri să devină președintele Statelor Unite. Și victimizarea l-a ajutat, am văzut în trecut. Sigur că este o victimizare, dar iertați-mă, există foarte mulți juriști în Statele Unite, să ne înțelegem. În Statele Unite e foarte greu să găsești poziții neutre în momentul ăsta. Orice se întâmplă este un prilej de exhibare a propriei agende politice. Deci nu există juriști neutri, dar există foarte mulți juriști de certă calitate, acreditați, care spun că acest proces, care între noi fie vorba, a fost respins într-o primă instanță de o curte federală, pentru că nu avea obiectul muncii, e un proces slab. Dacă mă întrebați pe mine, mie îmi pare rău că procesul există, nu neapărat pentru Donald Trump sau domnul Biden, mie îmi pare rău că un președinte american ajunge să fie pus într-o asemenea situație. Richard Nixon, om care a fost
care a fost acuzat în afacerea Watergate că a făcut mult mai multe lucruri rele, pentru că republicanii cu știința președintelui au ascultat pe democrați în Convenția Democrată, adică serviciile secrete au fost puse să lucreze politic. Nu a fost, n-a avut proces, a fost, și-a dat demisia, a plecat din funcția de președinte, n-a fost pus sub acuzare, a fost achitat de următorul președinte, tocmai ca un președinte al Statelor Unite să nu e pus într-o situație de această natură. Era un caz destul de greu. Un președinte fost și potențial viitor președinte este pus într-un proces și expus din toate punctele de vedere pentru o situație care e cel puțin discutabilă. Incontestabil minor în raport cu Watergate-ul. Deci dacă era să-i faci unui președinte american un proces, trebuia să fie ceva care e mai grav decât Watergate-ul. Nu un proces din acesta, sau mă rog, unul dintre ele, care, iertați-mă, e neserios și cred că și la nivel de percepție publică. Și chiar și așa am văzut, stă foarte bine în sondaje. Împotriva. Acest proces ar putea să întoarcă împotriva celor care l-au dorit și l-au organizat și s-ar putea ca el chiar să câștige acest proces. Există premise pentru asta. Editorialul de astăzi din Wall Street Journal, care nu este un ziar simpatic sau cu simpatii declarate față de Donald Trump, dar editorialul nu e opinia, noi numim editorial în România opinia unui gazetar. Editorialul la ei este poziția oficială a ziarului. E o scriere colectivă, asumată de conducerea ziarului și spune foarte clar, procesul de astăzi, procesul împotriva lui Donald Trump, nu e un proces, nu poate fi câștigat, sau nu are argumente să fie câștigat. Deci o susținere indirectă pentru Donald Trump din partea unui ziar care nu era neapărat pro-Donald Trump. Deci ce vreau să spun este că dacă Trump câștigă acest proces, eu nu mai văd ce ar putea să se întâmple în mod obiectiv, astfel încât trendul domnului Biden să țâșnească câștigătorul.